În fiecare an, pe 20 decembrie, e pomenit un sfânt care, pe nedrept, e asociat cu tradiția sacrificării porcilor ce urmează să fie pregătiți pentru mesele de sărbători. E vorba de Sfântul Ignatie Teoforul, iar tradiția la care am făcut referire este, v-ați dat seama, Ignatul. Unii explică tradiția plecând de la înțelesul numelui Ignat, care provine din latinescul ignis și care înseamnă foc. Și cum focul e folosit la îndepărtarea părului porcilor sacrificați, de aceea s-ar chema așa această zi. Pentru creștinii evlavioși însă, ziua de 20 decembrie este prilej de a-l cinsti pe cel care a fost unul dintre primii martiri ai bisericii, Ignatie, supranumit Teoforul, adică purtătorul de Dumnezeu. De ce purtătorul de Dumnezeu? Pentru că avea permanent pe buze și în inima sa numele lui Dumnezeu. Potrivit tradiției, el a fost copilul pe care aflăm din Evanghelie că Mântuitorul l-a luat în brațe când a spus: de nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra în împărăția cerurilor. Și cel ce va primi pe un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Când a crescut, Ignatie a devenit ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, iar apoi a ajuns episcop al Antiohiei. În vremea împăratului Traian, a fost prins și dus la Roma. Pe drum a scris 4 epistole către creștinii din Efes, Magnezia, Trale și Roma, rămase ca un testament al său, deosebit de valoros și pentru noi. Le scria celor din Roma cu rugămintea de a nu întreprinde nicio acțiune care să împiedice martiriul său inevitabil. Sunt grâul lui Dumnezeu, scria Sfântul. Lăsați-mă să fiu măcinat de dinții fiarelor, să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. După ce a scris încă 3 epistole, a ajuns în cele din urmă la Roma, unde pe 20 decembrie anul 107 a suferit mucenicia fiind sfâșiat de ghearele leilor în amfiteatrul lui Flavian. Așadar, nici vorbă de foc sau de orice alt lucru care să explice tradiția Ignatului de care vorbeam. Cu alte cuvinte, ziua de 20 decembrie trebuie să fie pentru noi creștinii ziua în care să ne aducem aminte de Sfântul Ignatie Teoforul, neînfricatul mărturisitor pe care ni l-a dat ca exemplu de urmat însuși Mântuitorul Hristos. Iar toate celelalte ale așa zisului Ignat se pot adăuga și ele în viața noastră, dar cu rostul și valoarea lor reală, netransformate în falsă tradiție.